Ok, salut tuturor, sunt Răzvan și bine m-am regăsit la un episod. Astăzi... Hai mane că nu stau 10 ani. Ok, da, astăzi vom cumpăra niște droge. Loc. Stai să scot bani. Câte fiole ai? Stat W0. Leș ATM. Leș 84. Ok, atunci 250. Hai că cumpăr 3. Deci 500 plus 250, 750 cred. Da. Ok, nu știu sigur, sunt ca mort. De-aia n-am mai filmat atâta timp. 1, 2, 0, 8. N-am mai filmat atâta timp pentru că sunt mort de răcit. Acum nu se mai aude așa mult. Nu mă se mai vede așa mult după voce. Vine 1000 de verzișori, am calculat. Slash W0. Vreau 3. Vreau 3. 750. Nu? Ok. Băiatul a făcut a făcut puțin metagaming sau nu știu exact. Nu, a făcut puțin mixing. Da, e ok, ok. Ufubă. Mare fan, lasă fan să moară mama. Filmezi? Da. Filmez. Wow, ok. Bă, se pare că întâlnim peste tot fanii noștri. Haide, frate. Haide. Frate. Hai mai încolo că ne văd ăștia. De ce, doamne, folosești doar glândale? Fetiță, o pleacă de aici. Nu strângi pentru altă mașină. Ba da, vreau să-mi iau Sunrise. Te rog, poți pleca în 2 minute. Nu. Hai, dă banul. Mai întâi marfa, că nu vreau înșelătorii. Mai întâi marfa, că nu vreau. Poți pleca. Două minute. Te rog. PM0. Vezi că filmez. Am dovadă. Ok. Slash me. Scoate 750 din portofel. Îi dă lui Rafael. Bă, frate, serios? Slash pay 0750. Ok, privește acțiunea celor doi. Serios? De cap, mă. Bun. Nu mai vede.
nimic. Hai să plecăm de aici mai bine. Apropo, scuzați de lag, dar nu știu de ce naiba am o grămadă de lag de la mondurile astea. La secundă să dezactivez asta. Bun, mult mai bine. Gata, se pare că am făcut și noi o afacere cu drogurete. Hai să mergem undeva să le băgăm în portbagaj. Așa te faci și cu 3 grame de ecstasy și prostul ăsta merge pe un trasens. Sper că muzica nu e prea tare, eu încerc să vorbesc cât de tare posibil ca să nu mă acopere muzica, dar... Sper că nu mă acoperă. N-am cum să o dau mai încet, din păcate. slash engine. Oricum, e de la necesea asta că nu o să am probleme cu copyright-ul. Slash mi intro. Trunk lock. Slash put drugs. Drugs. Slash put. Slash trunk. Frate, nu mai știu comenzile. Put drugs. Așa. Keep ecstasy. Bă, 3 ecstasy mi-a dat lor, mă, ok. Food drugs ecstasy. Cantitate 3. Bun. Am pus 3 grame de ecstasy în portbagajul mașinii, perfect. Trunk lock. Gata. Cam scurt episodul, știu, dar na. Hai să ducem și mașina la locul ei. Ok, am pus și centura, e tot ok. Sunt doar 26 de persoane pe server, dar cred că e ok, adică... Da. Din nou vă spun, am dat muzica asta cât de ce se poate... Că să văd dacă atât de poate YouTube-ul. Adică, na, cred că vreți și voi muzică, nu vreți doar... Nu vreți doar vocea mea care acoperă videoul. Dacă cred că s-a schimbat. Da. Ok, hai că asta e mai încet. Se aude mai încet muzica asta, deci ok. Să luăm frumos pe aici, la căsuța mea frumoasă. Videoclipul are deja 8 minute. Cam scurt, știu, dar asta e. Nu înțeleg, dar nu înțeleg de ce ne-a ban lagul ăsta, pentru că înainte nu aveam. Nu știu, de când am luat pauza asta cu Sampu, mi se întâmplă chestia asta și nu înțeleg de ce. No! No, deci no! Sper că o mai am. Da, o mai am. Doamne ferește. Doamne ferește, frate. Hai că fac și F-top. F-top poză, dar chiar dacă n-are nicio legătură. Cazul unui refund. Ok, trebuie, o să trească după video ăsta să mă duc să mai iau și niște asigurări, pentru că nu vreau să rămân fără ea. E singura mea mașină. Adică, na. Și sau că am dus pe cioacă banii, dar măcar am făcut rost de un episod frumos. Nu știu exact ce o să fac cu drogurile alea. Probabil o să le consum, probabil o să le vând. Nu știu.
Cred că o să păstrez două pentru consum și unul pentru vândut. Probabil. Ia să dăm V-Park la mașină. Ok, slash lock. Aici V-Park. Ok, gata, cam atât a fost și pe acest episod. Eu am fără Svan, până data viitoare, la revedere. Ciao, bye bye.